Sâmbătă 15 decembrie a avut loc la bazinul școlii gimnaziale numărul 3 Suceava concursul de not Cupa Moș Crăciun. 150 de elevi din Suceava, Fălticeni, Rădăuți și Botoșani au pus în practică toate deprinderile dobândite în urma cursurilor efectuate la bazinul școlii gimnaziale numărul 3 Suceava, sub îndrumarea instructorilor de not Iuliana Ciubotaru și Bogdan Driscu. Concursul a avut ca scop promovarea sportului de la vârste cât mai fragede, concurenți având între 5 și 14 ani. La finalul concursului, participanții au fost recompensați cu diplome și medalii.